Băi, băi, e șmecher, mă. Băi, e șmecher. Chiar e șmecher, să știi. Deci pe cameră să vedem ce ne dă. Ia. Se schimbă ceva? Nu știu dacă clipi. Bun. Foarte ok. Deci avem acum un consum de 2000 de watts. Din 4000, nu? E la 4000, da. Da. Din 4000, deci, o să-l pun și pe cel de-al doilea. Invertorul la jumate din capacitate. Acum ne uităm să vă arăt pe Smart Life, pe aplicație, ce consum avem. 1837 ne indică Smart Life-ul. Și intrăm și pe aplicația Vicron în VRM. Vedem și acolo cam ce diferență este. Vedem în real time. Este ora 16:04, avem 1729 de wați și panourile mai încarcă doar 1019 wați. Luăm și din baterie, compensăm cu 870 de wați. Ca să înțelegeți, dacă era un invertor de proastă calitate, unda asta nu mai era semirotundă, aici era pătrățoasă sau era tăiată sau era foarte mult modificată. Victronul știe să-și păstreze sinusoida, chiar dacă are ușoare mici armonici, sunt normale. Totuși, ceea ce îmi place, că în momentul de față, cu toate că am un curent continuu pulsator destul de mare de la încărcătorul ăsta, care descărcăm bateria de 10 kW, nu face nazuri. Nu face, nu face. Și din ce ai observat, cum am testat cu planmetrul tău, avem cât? Avem 12 mA pe partea de împământare? Da, da, foarte puțin. Deci ok, foarte bun. Puțin. Acum haideți să vă arătăm și de ce nu este bun un diferențial tip AC în momentul în care noi avem consumatori cu curent continuu pulsatoriu. Acum să vedem, măsurăm direct la priză. Avem o dată pictecul. Deci am venit să-i verificăm instalația lui Claudiu. Avem 233 de volți, îi dăm test. Și ne dă 1,71 ohmi. Ok. Bun. Cu pictecul ne-a ieșit atât. Hai să măsurăm și cu fluchele acum. Dacă nu credeți, adică dacă nu credeți în ăla, l-avem pe ăsta. Hai să vedem ce e și ăsta. E, cum spunem noi, încă un membru nou în familie. Și asta ca să înțelegeți, una la mână, că trebuie verificată instalația periodic, și doi la mână, faptul că cei care au diferențiale tip AC nu sare la curent continuu pulsatoriu. Că în cazul meu acum, noi avem curent continuu pulsatoriu de la cel încărcător care descarcă bateria de 10 kW. Hai să vedem și testul de impedanță. Testul e pe nou trip. Ca să nu sare diferențialul. 1,77. 1,77 L. Și avem un curent prezumat de 129 de amperi. Și LPE. Din cor n-am mai făcut LPE. Așa, îl facem aici. Și LPE ne dă... Durează un pic. Atenție, este pe Z-Max, nu-i pe medie. 1,76. Are tratarea neutrului, dar pare că Claudiu are o mică problemuță pe aici, descoperită de electricieni. O reparere. Păi dacă tot face experimente pentru așa. YouTube. Și în felul ăsta puteți vedea și diferențele. 1. Faptul că instalația trebuie verificată periodic. 2. Atenție mare la diferențialele tip AC, că nu vor sări niciodată la curent continuu pulsatoriu. Dacă nu mă înșel, eu v-a arătat și Ștefan, și voi l-ați arătat, faptul că diferențialele tip AC nu vor funcționa corespunzător. Nu, pentru că le testez în curent continuu și ele nu știu curent continuu. Exact. E și clar. Majoritatea consumatorilor care avem noi în ziua de astăzi sunt cu curent continuu pulsatoriu. Curent continuu pulsatoriu. Între altele. Bun. Altele.